Carmen Dan explic premiera de la Dna, unde au distrut jandarmii care îl pezeau pe Dragnea. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a fost întrebat, cum explic faptul că liderul PSD, Liviu Dragnea, a venit la Dna fără a fi însoțit de jandarmi, ea spunând că dispozitivul jandarmeriei este unul flexibil, pe care nu ministrul îl stabile sublinierei evitând să dea un răspuns concret, informează News. Carmen Dan a fost întrebat, la mama ea, unde a mers să verifice stadiul pregătirilor pentru mini-vacanța de 1 mai, de ce a existat o schimbare de atitudine sublinierei de ce presubliniere din PSD Liviu Dragnea nu a mai fost însoțit de jandarm vineri, la sediul Dna, cum s-a întâmplat de fiecare dată când acesta a venit la Dna. Sublinierea i-a răspuns și de suplimentarea dispozitului se ocupă conductorul misiunii respective. Dispozitivul jandarmeriei este unul flexibil. Dacă ați fost atent în acea zonă de intervenție, ați constatat ce de fiecare dată când a fost necesar să suplimentăm dispozitivul jandarmeriei, am acționat. Asta nu o face ministrul, vreau să înțelegeți, o face conductorul misiunii sublinierei al activității care ulterior sublinierei răspunde pentru modul în care a fost dimensionat acest dispozitiv. Când avem adunări în zona unor obiective sau în zona unor instituții publice, atunci jandarmii sunt atenți sublinierei pe latura de asigurare a ordinii publice, în afara de dispozitivul de reguli este zona de pază a celor instituții, a spus Carmen Dan. Întrebat din nou de jurnal subliniere Tida care o explicație concret. Carmen Dan a spus două puncte, eu cred ce v-am răspuns. Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat la Dna, vineri seară, spunând ce a fost chemat de cetre procuror pentru a fi anuncat ce i-a fost aprobat solicitarea de a-i fi pus la dispoziție o copie a dosarului, în format electronic. Spre deosebire de celelalte decizii care s-a prezentat la Dna, Liviu Dragnea nu a mai fost flancat nici de jandarm, nici de gerzi de corp. În noiembrie 2017, Liviu Dragnea a fost pus sub acuzare în dosarul Teldrum, pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Folosire sau prezentare cu reacredinc de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete sublinierei abuzând serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul. Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea, în calitate de presublinieredinte al Consiliului Județean Teleorman, a inițiat un grup infracțional organizat care acționează sublinierei în prezent sublinierei din care au făcut sublinierei fac parte funcționaria instituțiilor din administrația public sublinierei persoane din mediul de afaceri.